Neața, bă, frate, bă, bine v-am regăsit asta la un nou episod din Far Cry 5. Acum suntem în Popejile Ordenii și trebuie să o eliberăm pe Veronica. Bă, cu toate că sunt mur jumate, dar eu totuși fac că fac Far Cry. M-am apucat de treabă și am zis, băi, trebuie să fac ceva pentru că prea multe zile am stat fără să filmez acel minunat joc și o să spuneți, aspect, dar tu iar te lași de YouTube, iar nu mai faci clipul, iar nu știu ce. Și uite, v-am dovedit că acum că nu este așa. Ce am să fac YouTube? Ops, n-ați auzit. Gamea și pula într-un telefon. Mi-a căzut telefonul de pe monitor. Aoleu, ți-am amuzat să se învară, mama. Azi ne furicem ICI-6 să vedem dacă putem să luăm pe dobitocul ăsta cu armură. Bă, e destul de greu, frate, pentru că dacă nu mai am absolut nimic, de nici măcar o armă de stealth, eu mă pot bate decât cu o singură bută, și take down, biatch! Take down, stay there, you. Stay there, you. Uite așa că știu, o băba așa cu furca mână, stai doar. Să mor tu, coaie. Mamă, de două, ce v-ați făcut când i-a dat cu bătaia în față așa și s-a spus, băi, stai, ce tu? Take down. Oh my god, asta a fost stealth-ul până acum, până asta ați plătit, gata. Gata, pentru asta ați avut bilet. La ce vă așteptați? Bă, ce dracu cu aia? Bă, și cum vreau să-mi spuneți acum, frate, să nu mai spuneți, știu, aspect sau nu știu ce, ci Ryan. Hello guys, this is Ryan here and today we play some Far Cry 5. Iar că sunt nemișto, frate. Am futus morții, măi, de telefon prost, băga-mea și pula, mă. Mamă, futus Dumnezei, măti. Stai în pizda, măti, aici, mă, bă. Gamea și pula, așa. Mamă, coai, deci îmi scapă, deci îmi scapă de telefon de pe monitor, coai, că eu gen țin așa rezemat de monitor ca să puteți să-mi vedeți mic la față. Aoleu, și am ajutat și ăștia, bă, gamea și pula să-mi bagă de... Dar nu contează, frate, ne distrăm, frate, aici, despre asta este vorba. Să ne simțim bine pentru că doar o viață avem și trebuie să o trăim la maxim, nu? Bă, am văzut că, bă, nu prea v-a plăcut clipul cu Red Dead 2 în pula mea. Bă, am zis să mai moale cu clipul ăsta cu Red Dead 2 și să ne ocupăm mai mult de serii, pentru că nu vreau nici să spuneți că m-am lăsat sau că nu am respect față de voi sau că este de genul ăsta. Nu e, frate, dar adevărul că nu prea m-a avut chef de joacă, de Far Cry și, bă, am zis decât să fac un clip în care efectiv sunt mort în cadă sau mor jumate. Și e că prefer să am foarte multă energie în momentul când fac un clip. Bine, nu că acum sunt full de energie sau chestii de genul ăsta, totuși sunt aspect, adică când intrați la mine pe canal, intrați fericit și plecați cu o depresie, adică despre ce vorbim aici. Dar asta e partea a doua, coaie, bun. Unde este... unde sunt dușmanii mei văzuți și nevăzuți? Uite, pe ăsta a transpirat o lună în agricultură, a obosit săracul, a mai venit și cu sniper pe mine, dar să sperăm că nu o să ne omoare acum. Ia uite, unde veniți, mă? Bă, ia vină, mă, încoa, ia vină. Mai e încă unul, frate, ghici, ciupercă cei. Mă doare pula cu aia, ia. Nu contează cu aia că sunt mort în cadă, nu contează. Nu contează, mă, bă, eu vreau să mă distrez în jocul ăsta. Dar vreau să mă simt bine, vreau să ne simțim bine, pentru că știu că episodul trecut am fost o lepră prostă și m-am plâns de misiunea din Far Cry, dar... Măi, adevărul e că am avut și... Depinde acum de starea mea de spirit, știi? Pentru că... când sunt nervos, nu place să mă ascund, știi? Să zic, hei, ce mă bucur că fac treaba asta, știi? Pentru că aș fi fake și n-aș suporta treaba asta. Hai să fiu așa cum sunt eu, frate, liber. Să mă simt liber, măcar pe YouTube, dacă în rest nu. Vă place, nu vă place, asta e, ăsta-s eu. Plictisitor cum sunt eu, bulanciu, depresiv cum sunt eu, ăsta-s fratele vostru, coaie. Sper să... Mă, ce să faci, asta e? Eu știu, poate după ce o să mor, poate o să fiu mai vesel, nu se știe. Oh, tanti Aurora. De pe ce avem aici? Bun, băi, asta cu, cum ne mai cheamă, cu Jacob Seed sunt foarte ușor, adică ei sunt ok. Nu sunt ceva disperiat comparativ cu ce a fost la Seed. Cu ce a fost la tipa aia. Check in on her for me, would you? Thanks for busting me.
A, așa, și mi-a spus cineva în comentarii să fac, eu știu, să extragă un comentariu zilei sau chestii de genul ăsta. Să cum să vă spun imediat după ce termină treaba tipa asta de spus. But a Peggy patrol got the drop on me. I need your help. We can't let this trail go cold. Na, am înțeles, ok. If you hook up with the whitetails, this could be your way in. Oh, goodies. More importantly, you'd help put an evil motherfucker in the grave. Gotta move. Wasted too much time already. Follow me. Bun. De ce neba? Ok, hai să-mi pun asta. Am înțeles. Acum trebuie să-l urmărim pe Jess. Și așa, deci dacă aveți, nu știu, un comentariu random sau un comentariu legat de videoclip în care spuneți mie un rost sau chestii de genul ăsta, eu o să vi-l pun la începutul videoclipului, da? De, eu nu știu, să spuneți, nu știu, vă dau acum un exemplu, da? De exemplu, la un moment dat în clip spun, nu știu, avion cu aer, știi? Și voi spuneți în câteva de comentarii, hai că ai IQ-69 și puneți minutul în care am spus ceva, chestia aia haioasă, știți? V-ați prins voi. Și așa puteți, dacă vreți, să vă și promovați în același timp, știi, adică să facem mai mișto. Eu zic că e destul de ok decât să facem așa o promovare de-asta, știi, să spun da, subscribe la un cutare, puteți să, nu știu, să spuneți o fază mișto și la începutul fiecărui videoclip vă pun chiar la început și, na, vă afișează numele și poate oamenii se vor uita la canalul tău și așa mai departe. E o idee bună de promovare, e așa, nu știu, mai entertaining așa, știi, am să mai fiu și eu așa. Aoleu, bă, dar ce-i dă foc la... Ia uite, mă. Păi stai puțin, eu n-am voie să trag cu asta, bă, da, uite că pot. Stai puțin, păi sunt aproape cu aia. A, că nu are atât de departe, mai lasă-mă, naiba, în pace. Și că m-am dus prea departe de tipul asta. Păi eram la câțiva metri cu aia. Mă lași? Ce drag cu aia? E, jocul ăsta e mor jumate. Bă, am terminat și Red Dead 2-ul cu aia. Adică, bine, mai aveam o misiune după, mă rog, ultima misiune din epilog. Și mi-a dat crezi la un moment dat, știi, și m-a dat cu câteva misiuni mai în urmă și a zis că nu mai fac cu aia, bă, pula. Așa. Dar nu, că te satură și de jocul ăsta, frate, m-am jucat, cred că două săptămâni în continuu, și nebun, două săptămâni cu aia numai jocul ăsta. Am zis că nu se poate așa ceva. Bă, sper să vă... Bă, sper să vă... Mamă, coaie. Sper să se vadă bine. Hai că din a treia o zic și eu bine. Clipul ăsta pentru că am mărit bitetul la Shadow Prey, pentru că vreau să vadă foarte clar, foarte, foarte clar, cât de clar se poate. Mai să facem, frate, stă ca lumea coaie, pentru că asta vreau eu. Asta îmi place mie, să fac stabil. Ia, ok, deci știi, poți să mergem partea asta. Sper să nu ne vadă. Ok, s-a dus acolo, s-a dus acolo, stai. Ok, ok, ok. Se pare că tipul ăsta vrea să vină aici, dar... hai să-l băgă și pe tipul ăsta cu aia, ce mama mama dracului. Sau poate că nu. Coaie! Coaie! I-am dat scoar cu un număr, coaie, mă, lași în pula mea. Unde? Că nu văd. Aoleo, tu-s ceapa mătii. Tu-s mormântul mătii. Așa, hai să liberăm pe sclaviții ăștia de aici. Hai, bă, sclaviților. Hai. Aia, sclavule. Așa, frate. Și m-am gândit la o... ce sunt morți, ok, rip. Bă, m-am gândit în felul următor. Ca în timpul săptămânii să fac videoclipurile foarte scurte, adică eu știu de vreo 25 de minute, 28, până în 30 de minute. Iar în cursul weekendului... Nu, de ce da, dracuat, nu vreau asta. Așa, și în cursul weekendului să fac clipurile mai lungi, adică de vreo 40 de minute, cam așa, știți? Pentru că este weekend și aveți și voi timpul mai liber, mai sunteți mai liberi, nu aveți prea multe teme, că, pe bune, cine dracu mai face teme în 2K20? Pe bune. Și nu mai spuneți mie că sunteți obosiți de la școală, că toată ziua stați pe telefon, în pula mea, lasă că vă știu eu pe voi. Și mie, Ghilu, lasă că... Suntem obosiți de la școală, dar cum să nu, da? De la telefon, de la Star Wars, de la Fortnite pe mobil. Dar aia sunteți voi obosiți. Lasă-mă că vă știu eu, sunteți șmecheri. Păi și eu făceam la fel,
la liceu, știi, și toți aceleași chestii spuneam, a, căci că sunt obosit. Dar toată ziua mă jucăm pe telefon, ești nebun la școală, să-mi bag pula. Bă, și dacă o să fac Far Cry New Dawn, bă, nu știu ce să zic cu aia, că prea mult Far Cry cu aia am băgat în mine lunile astea, nu. O, cred că o să mai iau o pauză de vreo două luni, ca să spun așa, și după aceea, probabil că o să mai fac, sau pot să mai fac după asta, dacă vreți voi, o am să fac cu cea mai mare plăcere, dar nu știu, parcă e prea mult Far Cry, știi, nu știu, mai vreau să mai fac și alte jocuri, nu știu, gen open world. Șezi? Bă, dacă stau aici, oare mă vede cu aia să mor tu? Ah, shit! Bă, dar am o întrebare, cum mă vede pe aici? Că sunt chiar curios cu aia să-mi bag fura. Deci sunt chiar curios cum m-a văzut pe aici. Deci îi dau un milion de dolari. Celui care m-a văzut. Mă jur, fac în primul la provident. Păi normal că nu mai am gloanțe. Păi ce să mai am eu gloanțe? Păi eu și gloanțele nu suntem buni, păi cu aia. Ce ar mai am? Nu am ciarbă, perfect cu aia, mă duc la luptă cu ce? Cu bețe mă duc. A, ba da, cu pistola. Normal, că mi s-a dus și asta la munte. Bravo mă, hai că sunt bine. Bă, nu cu aia, dă-mi schimb arma cu aia. Mamă, bă, da, sunt proști cu aia. Take down. Ha, mă, ajută-mă, fă. Veorico. Bă, dar schimbă parmă, coai, dar sunt proști în pula mea. I-a și spus, schimbă parmă. Tu-s ceapa, mă, uite să-ți fut asta și mâine. Gata, tatu Gesa, asta a fost totul? Gata, mă? Asta a fost, mă, băga mea și pula să-mi bag. Dar, gata, asta a fost. Cook's dead and I don't feel anything. All I ever wanted was to find this guy. And now I don't know what I'm supposed to do. Mitch has been right about a lot of shit lately. The cult. Eli. Maybe he's right about you too. You need someone to watch your back? Call me. And thanks for everything you've done. Au, de ce ai făcut asta? Oh my god, ce, coai, ce animal prost în pula mea, băga mai și pula într-un animal mort. Așa, Clutch Nixon, 1900, nu mai știu cât ea. Ia, hold on your ass, cum? Hold on to your ass as you fool Clutch Nixon style on your ITV racing through the beach checkpoints. Am înțeles, dar uite, vedeți, chestia asta nu l-am făcut, frate, și poate că vreți să le vedeți. Aaa, asta e o misiune de asta mai ușoară, cu aia se face pasă. Băi, distractiv, frate, e astea. Sunt challenge-uri de-astea, știi, gen, te duci și poți să câștigi bani în pula mea, știi? Mamă, ce American style în pula mea, mamă, cu aia ce mișto, e distractiv, frate, mi-e chiar, e fain. Oh my god, să nu cumva să ne prăbușim în pula mea, pentru că nu vrem treaba asta, o lua 17 secunde, hai să facem treaba, frate, mamă, cât de blană, mamă, cât de blană e, frate, opa, nimeni nu mă poate opri acum, da, nimeni nu mai mă poate opri, bam, da, și de fiecare dată când intrăm într-un checkpoint, secundele se fac mai mari, da, mă rog, să dau vreo 5 secunde în plus la fiecare checkpoint pe care îl atingem. Da, nu știu că asta cum neba se cheamă, Claxon sau cum neba se pula mea le cheamă pe bulangiu, ăla e un fel de cascador. Știi, și practic, da. Aoleu, 20 de secunde. Da, și noi facem challenge-ul ăsta, nu știu cum dracu e. Dar sunt faine, frate, știi? Poate mai facem una. Că sunt, bă, e fun. E fun rău de tot cu aia, n-ai ce spune. Ai de cap, mă. Mă, uite, vedeți că bă, cred că astea sunt singurele misiuni faine din Far Cry, astea secundare. Și sunt curios acum câți bani fac. Deci sunt, mă roade treaba asta. Și melodia aia tipică americană, de aia, a rockerilor. Așa, Clash Nixon, frate, nu știu, tot timpul mie să potiz numele. Oh my god, ce dracu e animalul ăla? Ce dracu e animalul ăla? Ce-s asta cu aia? What? No! De ce așa de moară? Bă, dar să spăși mie ți-e de comentarii ce animal e?
Că să mor de știu. V-am zis, am împărțit o Ryzen și o placă RTX cu aia. M-am murit, nu mă ce capul, atâta știu. Asta e. 14 secunde, mai vine și un bulan de ăsta, dar nu mă interesează cu aia. Mă dore în pulă, fac că sunt Clark Nixon. Sunt Cluj Nixon. Am ok, fai mă. Normal, așa, păi normal că mai vin încă doi, păi sunt doi, unde ai doi puterea crește, logic, nu, bravo Rockstar, bine că sunt, nu, aba da, e bine, aici e bine. Așa, 18 secunde, nu, am crescut să sar acolo, dar să m-am dat așa mai față cu aia, nu știam. Și gata, asta a fost totul, și, oh my god, hai că a fost mișto, hai că m-am listat. Mamă, ce fai, mă? Ce fai? De ce? E mișto. Să ia să... Ia, să venim acum cu câți bani de aia. The Moose and Knuckle Grand. Oh, 750. De la televizor, foarte promovat de toate rahaturile posibile. Adică chestia asta cu vulpița și cu tipul ăla care o înșelă cică și... Măi, pot să spun că e... oribil ce se întâmplă și nu știu cum dracu ați putea să consumați acest lucru, adică în caz că nu știați, este o tipă, nu știu care numele e real, dar e cunoscută drept Vulpița, care este căsătorită, mă rog, cu un tip care probabil că tipa aia îl înșelă pe o chestie de genul ăsta, credeți-mă că n-am avut răbdare să-i ascult, pentru că nu, adică băi, efectiv nu sunt inteligenți deloc, frate, sunt niște oameni proști. Pentru că astea sunt. Și televiziunea, frate, încearcă să-i promoveze foarte, să acțeze foarte mult pe ăștia. Nu să promoveze, eu știu, oameni care au ceva în cap. Ceea ce este trist și ne merităm soarta. Adică de ce ai vrea să promovezi treaba asta? De ce ai vrea să te axezi numai pe treaba asta? Adică, nu știu, prezentatorul aia care, eu știu, vorbește cu ei, știe că pe luna asta își ia salariul. Știi, adică, pe bune, despre asta e vorba? Tu chiar asta vrei să promovezi în țara asta prostia, pe bune? Adică, bun, ok, e chiar la o emisiune, da, o dată, de două ori, de trei, dar cât? Nu, e oribil, coa, e oribil, deci a ajuns la cea mai joasă speță posibilă. Da, spuneți voi ce vezi despre YouTube-ul românesc, dar credeți-mă că televiziunea este la pământ. De exemplu, am văzut, mă știu, pe matinal sau nu mă știu cum dracu se cheamă, iarăși pe antenă, îi spunea, era mă rog, un fel de documentar despre umanelii, nu mă știu cum îi cheamă, și spunea că are mașini de 300.000 de euro sau, mă rog, adică cu ce mă știu pe mine că tipul are mașină de 300.000 de euro și care-i faza? Care-i faza? Nu, adică, pe bun, adică, ok, bun, are și ce fac. Sunt oameni care câștigă mult mai mult decât umanelist. Sunt oameni care au case de 1 milion de euro. Despre ce vorbim aici? Dar nu știu, cu aia, nu știu. Eu am crezut, frate, că YouTube-ul, televiziunea o să evolueze spre bine. Eu asta am vrut eu și, nu știu, asta n-a fost o dorință să fie altfel totul, să fii mai bun, să fii mai, nu știu, mai open-minded, să ne ajutăm, știi, unii pe alții, să nu fim așa de răi cu noi înșine, să nu ne comportăm urât, să nu avem marfe, să nu avem... Dar n-ai cu cine, frate, n-ai cu cine. Și e trist, știi, e trist. Asta e. Ne merităm cu aia. Ne merităm. Păi... Vreți spitale? Vreți să fie o țară civilizată? Vreți asta? Nu, să știți că schimbarea, deci o țară civilizată nu se rezumă doar la schimbarea unui președinte sau unui, eu știu, să scadă, de exemplu, PSD-ul. Nu. Dacă cade, de exemplu, să spune că cade PSD-ul, ce, România va fi o țară mai bună? Nu. Va fi oameni mai buni dacă cade, eu știu, PSD-ul sau PNL-ul sau mai știu ce? Nu. Oamenii de rând. Trebuie să înceapă să se schimbe. Ușor, ușor. Despre asta, noi suntem schimbarea. Noi suntem viitorul de mâine, frate. Noi ăștia tinerii. Și vorbesc serios, adică, la modul că e tristă situația.
Și râdem noi, glumim, facem pamflet, râdem așa, dar să știți că e trist. Nu, prea mult, prea multă prostie, prea multă răutate, prea multă viclenie, prea mult interes, nu știu. Mă rog, acum nu vreau acum să fac să, eu știu, să trec de la una la alta, dar așa îmi vin, știi, subiectele în cap și v-am zis, eu nu am un scenariu, nu... Deci eu n-aș putea să, de exemplu, să fac acum un scenariu, să, efectiv, să zic după, pentru că aș fi ca un robot, știi, aș suna fals. Și oricum sunt, la ce față am zis că sunt ultimul fals, e nebun. Nu, adică ce vreau să spun, frate, că... Nu, trebuie să ne schimbăm, frate, schimbarea este noi, nu în guvern, sau, știi, pentru că au senzația numai că, mamă, PSD-ul e de bine, PSD-ul e al dracu rău de tot, al dracu e. Da. Da, și, mamă, și mai place încă o chestie pe care am vrut să o spun, dar n-am zis-o, este că sunt oameni ăștia care votează, dar după care plec din țară, adică, de exemplu, să spunem că au casă, eu știu, de exemplu, Londra, dar votează, eu știu, când eu alerge de asta prezidențială, să duc repede să voteze. Mari patrioți ce sunteți? Am o întrebare, de ce pula mea votați dacă voi oricum nu stați în țară? Sunteți patrioți, nu? Dar s-ați plecat din țară, nu? Nu, pe bună, adică de ce dracu ai vota dacă tu nu ești, dacă tu nu ești în țară, frate? Ce legătură mai ai tu cu România, coaie? Chiar așa te apasă cine va fi președinte? Nu, pe bune acum. Nu, eu, băi, coaie, dacă, de exemplu, să spunem că eu m-aș muta, de exemplu, în Spania, da? Ce ar mai vota cu cineva? M-ar dura în pula, coaie, mi să-mi fie bine. Nu? Despre asta e vorba. Mie să-mi fie bine. Bă, hai că v-am vorbit destul, frate, și am împăsit că o să primesc hate și înjurături la maxim. Așa, și noi o să ne vedem data viitoare, bă, băieți, cu un nou episod. V-am pupat. Fiți cu minții.